ați mâncat asfaltul, ce se întâmplă? Uitați-vă și voi pe ce drum am ajuns. O să îmi sobare și fac cartă. Astăzi cartă treaba de... Da, deci ne-au păcălit bulgarii de 2 leva de persoană? 3 leva de persoană, mamă. Bine m-am regăsit la un nou vlog. Astăzi facem, cred că, cel mai spontan vlog. O să mergem în Bulgaria cu Tesla. Practic o să ies pentru prima dată cu mașina electrică din țară și o să vedem dacă stăm cu morcovul în fund sau nu, dacă rămânem pe acolo care o să fie situația. Aseara a fost o seară destul de lungă. km avem până la capul Caliacra. O să ne oprim în drum oricum să schimbăm niște bani, să luăm ceva de ronțăit înainte să intrăm în Bulgaria, că nu vrem să cheltuim prea mulți bani pe acolo, că ne rupe de preț. Ar trebui să ajungem la capul Caliacra cu 67%. Experiența cea mai interesantă o să fie unde o să încărcăm noi în Bulgaria, dacă o să fie nevoie să încărcăm, dacă rămânem pe acolo cu mașina electrică, o să fie o experiență interesantă, așa că uitați-vă la tot vlogul. Ata, am făcut și proviziile de drum. Și avem aici piesa de rezistență, în caz că cel mai rău, 20 de metri de cablu, ca să băgăm în orice priză. Dar nu o să folosim așa ceva. Merge să schimbăm bani și după aceea la vamă. Ultima localitate până în Bulgaria, Vama Veche, unde cred că o să ne și oprim când ne întoarcem, ca să vedem și noi care treabă cu Vama Veche. N-am fost niciodată în Vama Veche și uite cum arată semnul de aici, uite. Ia uite. Vama Veche, cu toate stickerele posibile. Și iată că într-un final am ajuns și momentul istoric. Prima dată când ieșim cu Tesla din țară, trecere frontieră Vama Veche, exact ca pe Eurotrack, frumos. Și e gol, nu e deloc trafic, mai e deloc trafic. E bine. Și de aici gata, spre mine camera. Prea avem voie să filmăm aici, așa că revenim după ce trecem Vama. Și oficial suntem între țări. Am trecut imediat de Vama din România, a fost totul foarte ok. Și acum Bulgaria, ia uite cum se schimbă totul. Ne bagă în apă, aparent, ne spală, ai de capul meu, ce e aici, mă, băieți, băieții, ai de viața. Așa se intră în Bulgaria cu karaoke potrivit. Alo, salut, stai bă că să le dau actele la ăștia. Aparent nici nu a trebuit să ne ia buletinele în Bulgaria. A zis, tăi tată că n-ai treabă. Prima dată când conduc în străinătate. Sunt tare curios să văd dacă o să fie o mare diferență. Ce-mi place mie foarte mult la Tesla, am observat, e că când ai o viteză de genul a 80 de km la oră și o bagi pe neutru, își menține foarte bine viteza și nici nu trebuie să accelerezi. Și cred că o să scot unele de cele mai mici consumuri pe care le-am scos eu vreodată pe aici. Și totuși, și chiar crește viteza și mergem frumos pe liber, nici nu accelerez. Dacă le uităm pe grafic, deja văd că a crescut destul de mult. Deci, suntem pe drumul cel bun. Da, deci ne-au păcălit bulgarii de 2 leva de persoană? 3. 3 leva de persoană, mamă! Măcar avem unde să parcăm și noi. Ia uite, arată frumos, zice, mă. Chiar arată bine. Aici îl avem pe Cupidon, care ne arată către colț. Practic, cam asta e cel mai din colț parte, aproape. Gata și cu Caliacra, ne îndreptăm acum spre Albania, să vedem, dăm aici destinația Albena Beach. Cu cât ajungem noi în Albena, ia să vedem noi, cu 58. Ok, noi avem 66 și ajungem cu 58. Am ajuns aici cu 68-67, dar s-a mai pierdut pentru că am înregistrat cât timp a fost parcată mașina. Și avem 58 baterie la plajă. Am intrat oficial și în Albena și încă o surpriză, alți bani, altă distracție, aparent costă 10 leva sau 20 de leva, sunt două zone, nu știu exact care trebuie prima dată când vin aici, dar o să vedem exact ce înseamnă treaba asta și o să vedem la final cât trebuie să plătim. Într-un final am ajuns și noi în Albena, 52% baterie. Am ciugulit o grămadă de snacks-uri de aici. Cinea noastră de taină. Cinea aceea de taină și acum o să mergem și noi la plajă. Aici și soarele, totul e bine. E bine, ești de bun. Hai, Mirna. Nu. Hai, trec cu apa. Hai că nu e rău, ești nebun. Nu. Mirna, orice când ganie, vede, se sperie. O scoi că s-a speriat.
foarte, foarte curat apa. Revenim cu feedback după baie. A few moments later. 3 ore mai târziu. S-a cam dus soarele. A venit norul ăsta, bă, dar mare rău de tot din România și partea asta se vede că e mult mai senin. Așa că ne retragem, că nu mai avem ce soare, stăm și ne ducem la mașină. Am găsit și unde stăm drumul spre mașină. Ultima posibilitate de plată ne amenință, că altfel ne omoară. Nici n-am observat. Ia uite ce e aici. Direct așa frumos. Ia ce frumos m-a prins. 10 leva. Interesant sistemul lor de plată față de stațiunile din România. Aici chiar se fac bani pe plată, din câte am observat. Peste tot în stațiune e destul de bine organizată situația, mai ales aici în Albena. 10 leva, aproximativ 25 de lei jumate. Avem 52%. Teoretic și practic putem să ajungem lejer la Costinești. Ar trebui să ajungem lejer la Costinești cu 52% și chiar așa este. Ajungem cu 31% baterie, dar pentru că eu o să vreau după ce ajungem la Costinești să mai mergem și în vamă seara și după aceea din nou la Costinești înapoi și nu vreau să mai ajung la un supercharger, o să încărcăm în Bulgaria. Avem o stație rapidă de încărcare în Albena, dar noi nu o să o folosim pentru că costă 2,50 lei per kilowatt, adică destul de scump. O să încărcăm la stația asta aici, în apropiere de vamă, care este gratuită. În România nu prea sunt stații de încărcare, adică deloc. Uite, Mangalia, oraș mare, nu are deloc stație de încărcare și dacă mergem Costinești, la fel deloc. Una e în Eforie Sud pe aici, Eforie Nord deloc și la Gigeaș, dar astea rapide sunt stații destul de scumpe și nu prea are rost, așa că o să încărcăm lent în Bulgaria. Deci, cred că am ajuns unde se află stația, în mijlocul, la nicăieri și pe plac și îmi spune că ar trebui să contactez pe cei care dețin locația asta ceva. Ideea e că aici ar trebui cumva să dau de cineva ca să-mi activeze stația sau ceva în genul. Ok? Cheș? Ia-mă cheș. Carta e mă și carta? We have a card? Da. Îți place. Poți să și să o bareși, fac carta. Astăzi carta treaba de stop. Oh, am we need a card. Da, stop. Yeah, okay. Și să o bareși. Okay, okay. Okay, thank you. Ca să putem să scoatem de la încărcat, va trebui să vinem cu cardul. Hai mă, că e bine, ne-am rezolvat destul de bine, ești nebun. Am crezut că nu ne înțelegem cu domnul, dar a fost prea de treabă, sincer. A few moments later. Având în vedere cât de optimist arată programul nostru, am luat decizia să plecăm. Așa că o să-l anunțăm pe domnul ăsta de aici foarte de treabă, că trebuie să scoatem cablu. Am făcut și noi o scurtătură și am ajuns în război. Uite-te și tu ce aici, aici că au căzut torpile pe asfalt. Deci, nu știu ce au făcut ăștia cu asfaltul, dar... mai ocoliți prin Bulgaria, că te bagă bine Waze-ul, ia uite. Cu torpile pop, hai de capul meu. Și am ajuns la house-ul din România, mult mai multă viață, exact așa cum trebuie. A fost foarte gol în Bulgaria, dar a fost și frumos pentru că față de nebunia asta care e aici prin România, a fost așa frumos să fie chill, să fie frumos. Și ce-i drept, chiar am ajuns cu cât a zis mașina că o să ajungem, avem 43%. Ceea ce înseamnă că s-ar putea chiar să ajungem la supercharger cu un procentaj destul de bun. Deci e bine. The next day. Am terminat de încărcat și mașina. În momentul de față suntem gata de drum. Avem plinul făcut, dar avem de făcut în jur de 293 de kilometri. Să vedem dacă reușim să ajungem sau nu la Promenada Mall, pentru că o să facem o ocolire până la peștera Sfântului Andrei. Să vedem dacă face față sau nu mașina, o să fie destul de interesant. Suntem pe drum spre peștera Sfântului Andrei și am mers destul de ușor de când am ieșit din Constanța și avem practic un consum de 8 kW per kilometru și vedem că ar proiecta în medie că am putea merge 600 de kilometri. Vă dați seama, la consumul ăsta extrem de mic pe care l-am făcut aici prin sate, pentru că ce-i drept, limita este 50 și noi mergem cu 66-70, nu ne grăbim și lucrurile arată destul de ok aici, vedem chiar ajunge mai mult. O, rămâne de văzut ce se va întâmpla pe drum oricum. Am rămas fără baterie la cameră, dar am ajuns cu 75%, am mers mult, mult mai tare, nu, n-am mers deloc la consum, dar ajungem oricum cu 18% la supercharger, probabil o să ajungem undeva la 10%, probabil că o să mergem oricum mai tare. Nu contează oricum cu cât ajungem, important e să ajungem cu baterie acolo, că oricum încărcăm, deci
E bun. Bă, ați mâncat asfaltul, ce se întâmplă? Uitați-vă și voi pe ce drum am ajuns. Bă, și era asfaltat anul trecut, aia e marea problemă. Și acum l-au furat să repare și ne-au lăsat în halul ăsta. Noi avem 10% baterie și ne spune că ajungem cu 9%. Adică să facem 22 de kilometri și să folosim 1%. Eu nu înțeleg unde e logica mașina asta în momentul ăsta, deci eu chiar nu înțeleg cum preconizează ea că să folosesc un singur procent ca să ajung până acolo. Nu înțeleg logica. Deci sunt... Nu înțeleg. Haide băi, că am făcut mare drum. 40 de minute de la 4%. O să încărcăm probabil cu maximul posibil de viteză și hai să vedem niște cifre. De la Sfântul Andrei am făcut 211 km și de la ultima încărcare trebuia să scrie că 300, dar am făcut eu o problemă acum cu încărcarea. Toată călătoria noastră de când am plecat din București, aproape 1000 de kilometri. Consumul ăsta este... Și cam astea sunt cifrele. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați pe acolo pe butonul de like și să vă abonați dacă sunteți noi pe canal. Și vă salut pe toți cei care am făcut poze la mare, am făcut poză cu o grămadă de copii și a fost super, Caterin, că am vorbit cu mulți. Eu am fost Andrei și ne auzim la următorul video. E vacanță și o să postăm mult mai des de acum.